La început de iarnă, viticultorii din mai multe zone au început recoltatul strugurilor. Au lăsat până acum ciorchinii în vie ca să facă din ei vin de gheață. Licoarea dulce cu un gust de miere răscoaptă este tot mai apreciată de români. Au început să se caute și vinurile de paie, care se fac tot din struguri înghețați, dar care sunt culeși vara și apoi ținuți până de gerul. Dincolo de norii groși de ceață, viticultorii din Podgoria Jidvei culeg via, deși suntem în plină iarnă. Pe butuci, pe 6 hectare, sunt struguri din soiul Tramine, pe care i-a acoperit bruma. Ca să nu zdrobească ciorchinii înghețați, culegătorii îi recoltează manual pe timpul nopții sau dimineața foarte devreme. Apoi îi duc la presă, unde lasă un must siropos, extrem de concentrat și dulce. Din el se face vinul de gheață. Pentru a obține vin de gheață, trebuie să îndeplinim condiții speciale de temperatură, minim 3 zile consecutive de temperaturi scăzute, între -7 și -12 grade. Vinul de gheață este un vin galben-auriu strălucitor. Este un vin de o mare complexitate. În el se pot întâlni o multitudine de arome. Mango, spre pepenele galben. Canada și Germania sunt cei mai mari producători de vin de gheață. Englezii îi spun ice wine, iar nemții ice wine. La noi, suprafețele pe care strugurii sunt ținuți pentru acest tip de licoare sunt încă mici, chiar dacă românii îl caută din ce în ce mai mult. El se asociază foarte bine cu mâncăruri de tip desert, spre exemplu cozonac, torturi. Din struguri înghețați se fac și vinurile de paie. Diferă însă metoda. În mijlocul Transilvaniei, de-a lungul râului Târnava Mică, un italian culege strugurii vara și îi ține în turnul cramei până iarna. Aici îngheață, se dezgheață, se evaporă mare parte din conținutul de lichid al strugurilor, rămâne un concentrat în interior, se stafidesc. Ca și struguri folosim 70% muscat otonel, și restul Gewürztraminer și Kerner, Kerner fiind un soi de origine germanic. Strugurii sunt ținuți la fermentat cel puțin o lună, în baricuri de stejar franțuzesc. Apoi începe procesul de maturare a vinului, care durează încă un an. Este un vin de desert, un vin dulce, cu 160 de grame per litru de zahăr rezidual, dar cu acinitate atât de bogată, încât vinul devine foarte echilibrat. Se poate asocia foarte bine cu, de exemplu, ciocolată amăruie. Se poate lua o bucățică mică în gură, se topește, se învelește, practic, în gură cu gust intens de cacao. O sticlă de 330 de mililitri de vin de gheață se vinde în medie cu 100 de lei. Vinul de paie e puțin mai ieftin. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.